Viceprimarul Cornel Constantin Ionică s-a trezit zilele acestea în birou cu patronul unei cofetării, întinzându-i un pumn de bani. Omul căzuse în capcana unor escroci care, sub pretextul că vorbește în numele viceprimarului municipiului Pitești, cereau bani, chipurile pentru un caz umanitar. Un tânăr a mers acolo la cofetărie, domnule, m-a trimis domnul viceprimar Ionică, vă rugăm să ne sponsorizați, să ne dați o sumă de 600 de lei. Pentru un caz, un copil cu dificultăți, că nu se mișcă, că nu știu ce, că nu știu cum. S-au perperit oamenii, s-au învârtit, sau nu știu, așa, și, domne, n-avem acum, nu e șeful, corect. Luni mă trezesc cu beată femeie, cu bani în mână, cine e omul pe care l-ați trimis, să spune la primărie. Am chemat poliția imediat, am încercat să identificăm, am găsit un număr de telefon, n-am dat de el, nu mai răspunde. Și după ce am discutat chestia asta, păi aflăm, păi stați un pic, că s-a dus și nu știu pe unde, s-a dus și vorbește, când în numele dumneavoastră, când al primarului, când al prefectului, când al nu știu ce, când am avut o situație asta toamnă când au fost reținuți doi tineri, a ținut de vorbă cineva, domnul m-a trimis domnul primar, e caz urgent, dacă nu dați banii, se întâmplă ceva, un accident de circulație și am săltat de acolo. S-a întâmplat treaba asta, am zis să tragem semnalele cât de alarmă. În urma acestor sesizări, poliția face acum cercetări pentru a da de urma celor care îi scrochează în acest mod.